Dar publicul țintă își pune problema. Cine e publicul țintă totuși? Păi, cred că e ultima chestie, că ne-ar mai... Cine și el identifică tinerii. Da, în anii 70. Se în ce și mass media. Și mass media. Tinsă cred că era valid la vremea respectivă, da? Că dacă stăm să ne gândim așa, majoritatea oamenilor de la care sunt acum pe la vârful Institutului Mises în state, da? Erau tineri atunci. Exact. Deci el la vremea lui a identificat corect masa și locul unde prinde, dar nu mai e, nu pare să mai fie la fel acum. În sensul că dacă, să zicem, a avut sau s-a bucurat libertarianismul de câțiva ani în care a fost singura filozofie care s-a adresat tinerilor, socialismul pe de-o parte, conservatorismul pe alta, s-au repliat repede. Și acum, cel puțin la nivelul universității, și mai ales și comunismul, de exemplu, cel puțin la nivelul universităților din SUA, sunt mult mai locale. Socialismul și conservatorismul se adresează tuturor. Ideea e ce te ajută pe tine să mergi mai repede. Okay. Argumentul e unul comparativ. Dacă tu dai același mesaj unor pensionari, unor tineri, dom'le, unde am avut mai mult succes? La pensionare a fost receptiv 2, dincolo au fost 50. Deci mai bine să mă orientez pe tine. De ce să mai receptiv tine? Ce zice el acolo? Că nu sunt construși de job. Uh-huh. E un argument altul care. Că să mai deschiși către adevăr, mai entuziasm, mai nu știu ce, mai puri. Mai... Nu? Ce? Da. Cam astea sunt. Dar să ne gândim și la critica acum. Uite, dacă ne uităm la mișcarea libertariană în România, 30 de ani nu prea vine nimic din urmă. De... Sunt câțiva. Da? Unde? Sunt câțiva. Ai făcut cercetare în separat. Hope folosea asta, trebuie să fii detectiv ca să găsești libertarianismul. Să spunem că i-am întrebat de vârstă pe cei care vin la cafenea. Ok. Dar România crezi că lui Guțită n-ar fi mai degrabă ce implicați în economia neagră? Eu cred că majoritatea... Romii sau cine? Oricine. Oricine. Eu cred nu că... Piconarii, ăia cu fier vechi. Cei implicați în economia neagră din România ei sunt deja convinși. Nu, nu trebuie să-i... Da, poate nu au articulat așa de bine. Sunt practici. Da, da. Deci, sunt, exact, cum spune Costa, sunt practici. Cântă după ureche. Nu... Asta e strategie pe care... Ei cântă după ureche și tu vii și le pui o partură în față. Zic, ce să fac cu asta? Stai să dau mai departe, cum știu eu. Da, dar și știu note și... Ce? Și ea știu note și uite, ziceai, adusesei aminte de asta, că ce interese au tinerii și el menționa aici, la vremea respectivă, abolirea conscripției, retragerea din războiul rece, n-a mai fost cazul, libertăți civile pentru toată lumea, preluată acum și de sexomarxiștii noștri, legalizarea drogurilor și altor crime fără victime. Aici mi se pare interesant că el, care, mă rog, asta e, legalizarea drogurilor e doar mimată de unele curente leftiste mai puțin, adică n-a fost adoptată, vreau să spun, nici de leftiști. Că asta mi se pare interesant că el părea foarte optimist când am citit capitolul, că e momentul, vine valul, o să se legalizeze tot, o să scăpăm de... Și puf, unde? Cade și el în ce numea Marx impresionism și vezi niște evenimente și zici gata, astea sunt. Da. Că uite, Nixon a făcut nu știu ce, s-au legalizat. Da, leftiștii sunt cu... Îi turbează, de-aia ne și urăsc așa mult. Dom'le, de ce ești pentru legalizarea drogurilor? Păi vreau legalizarea marihuanei. Cât de tough ești, cât de dur ești. Libertarienii vor ca cocaine, orice, știi. Dacă omul e proprietar pe corpul lui. Na, e principiu deci filozofic pe care am putea să îl repetăm astăzi, că dacă sunt proprietar pe corpul meu, înseamnă că pot să-mi fac rău. În orice fel vreau eu. Și anume să bag orice fel de substanță în corp. Acum au închis absolut toți conservatorii. Deci asta ar fi misiunea. Da, asta ar fi al treilea argument. Că sunt niște subiecte la care ei sunt sensibili, tineri.